Prețurile la raft și la servicii din ce în ce mai mari, respect pentru consumatori din ce în ce mai mic. Cam asta este concluzia ce rezultă din controlele efectuate pe teren de către comisarii pentru protecția consumatorilor. Peste 150 de operatori economici controlați, 146 de sancțiuni contravenționale aplicate, dintre care 74 de avertismente și 72 de amenzi în valoare de 468.000 de lei. Din cele 154 de acțiuni de control desfășurate luna trecută de către comisarii pentru protecția consumatorilor din județul Hunedoara, cele mai multe au vizat sectorul serviciilor alimentare și produselor nealimentare. Controlele demonstrează cu câtă lipsă de respect sunt tratați consumatorii care, în condițiile actuale, dau bani grei pentru produse care nu au elemente de informare și caracterizare. Pentru produse care sunt preparate în condiții igienico-sanitare precare, pentru produse expirate sau fără etichete, pentru produse expuse în vitrine neigienizate corespunzător și, mai grav, pentru produse deja stricate. Comisarii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Hunedoara au dispus fie închiderea temporară a unor unități, acolo unde situația a impus acest lucru, fie măsuri de remediere a deficiențelor constatate. Îi sfătuim pe consumatori să fie atenți atunci când achiziționează diverse produse sau servicii. În cazul alimentelor, să citească cu atenție eticheta produsului, să verifice termenul de valabilitate, calitatea ambalajului, să nu fie deteriorat, precum și ingredientele cu potențial alergen înscrise pe etichetă, atenționează comisarii hunedoreni. Au fost aplicate în total 146 de sancțiuni contravenționale, dintre care 74 de avertismente și 72 de amenzi în valoare de 468.000 de lei.